În perioada 3-4 decembrie în Italia s-a desfășurat campionatul mondial de karate pentru cluburi. La această competiție din cadrul clubului Budokan Ryu a participat Georgian Diana, care a reușit să obțină medalia de argint, devenind astfel vicecampioană mondială la proba de kumite. Pentru clubul Dejan urmează Cupa Ippon, care se va desfășura în această lună la Mediaș. Bogdan Savu, antrenorul și președintele clubului sportiv Budokan Ryu, susține că pentru sportivii Dejan și Gherlen a fost un an foarte aglomerat, cu multe competiții în care sportivii clubului au reușit să obțină foarte multe medalii și premii atât la nivel național cât și internațional. În perioada 3-4 decembrie a avut loc la Lignano Savia de Aur în Italia campionatul mondial de karate pentru cluburi, unde a participat din cadrul clubului nostru sportiv Georgian Diana, care a reușit să obțină medalie de argint, deci vicecampionă mondială la proba de kumite. Următorul concurs la care a participat va fi Cupa Ippon la Mediaș. La finalul Cupei Ippon se va desfășura o gală televizată de karate. Gala va fi transmisă în direct la TVR1 și va fi transmisă online pe site-ul Federației Române de Karate WKC. A fost un an plin de competiții, plin de activități și din bucurie pentru noi și un an plin de rezultate. Ce putem puncta? Putem puncta campionatul național care l-am organizat aici la Dej. Am obținut titlul de campioni naționali, vicecampioni naționali, medalii de aur și medalii de argint la Cupa României, două medalii de aur și o medalie de bronz la campionatele europene din Ungaria și acum medalii de argint la campionatele mondiale. Deci cam astea ar fi în mare rezultatele din 2011, cele mai importante, exceptând rezultatele la diferite cupe și alte competiții, așa încă o medalie de aur la Cupa Campionilor Europeni. La competiția asta, ce am vrut să spun despre câteva detalii despre competiția din Italia, au participat 1400 de sportivi din 112 cluburi din 22 de țări. Deci cam asta a fost competiția ca nivel.